Vreau să vă prezint o altă treabă faină și bine făcută la Cluj-Napoca. Panourile informative din stațiile de autobuz au primit o îmbunătățire extrem de importantă și utilă. Autobuzul 30 sosește în stație într-un minut. Așa cum ați auzit, mai nou acestea transmit și audio cu un minut înainte ca autobuzul să vină în stație, dar și momentul în care acesta a sosit. Componenta audio a fost gândită în special pentru persoanele nevăzătoare, dar se pare că este foarte utilă de fapt pentru toți călătorii, mai ales dacă punem în calcul și faptul că de acum afișajul este unul colorat, așa că este mult mai ușor de interpretat. Așa cum v-am obișnuit, încercăm să vedem și punctele slabe ale investițiilor. Panourile nu sunt prezente în toate stațiile, lipsesc tocmai din unele, cum este aici, la spitalul de copii, unde avem panou doar pe partea cealaltă. Însă vorbim despre o stație care nu este la capăt de linie, ci tocmai în centrul orașului.